Cum a afectat înăsprirea creditării piața imobiliară? Iată, un an 2010 propice achiziționării unei locuințe. Haideți să vorbim despre această problemă. În avantajul nostru al cumpărătorilor, în dezavantajul, într-adevăr, constructorilor. Auzeam pe cineva care își dorea să ajungă prețurile la nivelul de 2000, din anul 2000, adică, nu știu, 10.000 de dolari sau cât era un apartament atunci. E clar că cu cât scad prețurile sau cu cât vedem în piață prețuri mai mici, cu atât ne vom permite mai puțin să cumpărăm acele imobile. Deci nu trebuie să fie o bucurie faptul că prețurile scad. Pentru că atunci când erau sus prețurile, își permiteau mulți și aveam și ne simțeam bine, confortabil din punct de vedere financiar. Se acordau și credite multe. Exact, creditarea era în regulă, toată lumea era cumva confortabil sau o mare parte din populație. Așadar, prețul din piață e corelat, să zic, de trei factori principali. Primul factor e natura psihică a clientului, adică dacă simte că e momentul să cumpere, atunci va intra în piață și va deveni cerere pentru acele imobile. Al doilea factor este cursul de schimb, pentru că la noi e generalizat ca prețul să fie în valută și atunci implicit scade prețul, crește în lei, pentru că de fapt se modifică cursul de schimb și invers. Ce s-a întâmplat și la noi? Cursul de schimb a crescut foarte mult, prețurile au scăzut în euro, dar dacă unii spun că au scăzut cu 50%, dacă transformăm în RON, de fapt scăderile au fost doar de 20% eventual. Așadar, primul factor am spus cererea psihologică, al doilea cursul de schimb și al treilea creditarea, pentru că chiar dacă vrei să-ți cumperi și nu ai toți banii, dacă nu ai și creditare, iarăși ești blocat. Degeaba prețurile sunt jos dacă practic nu ai bani să cumperi. Exact. Deci dacă prețurile vor ajunge la 10.000 de euro pe un apartament, e clar că creditarea va fi inexistentă, probabil nici nu vom mai avea bănci în România. Doi la mână, salariile vor ajunge la 100 de euro, astfel încât să nu-ți permiți să cumperi apartamentul de 10.000. Și psihologic vei fi atât de dărâmat încât nu o să vezi niciun motiv de a-ți cumpăra acel imobil. Deci s-a cam atins limita, să înțelegem, în acest an. Conform ultimelor grafice de preț, într-adevăr, stabilizarea începând undeva din vara lui 2009 arată că prețurile sunt undeva acolo stabile și se poate considera că am atins minimul. Și atunci câteva cuvinte despre evoluția prețurilor în imobiliare și anul acesta propice 2010. Dacă luăm în calcul factorii existenți, pentru că orice previziune poate să fie greșită, având în vedere că toți factorii se pot schimba, factorii de la, pe baza cărora facem estimarea. Deci dacă factorii actuali rămân constanți, prețurile ar putea să rămână și ele undeva la nivelul acesta și să fie într-o ușoară creștere, tocmai pentru că psihologic începem să ne relaxăm, să ne obișnuim cu criza și să considerăm că de fapt ăsta e nivelul zero și de aici trebuie să începem să creștem iarăși. Doi la mână, va conta ce se va întâmpla cu cursul de schimb. Dacă leul se va întări, e clar că salariile românilor în monedă, transformate în moneda europeană, vor fi din ce în ce mai mari. Fiind mai mari, și la bancă se vor încadra mai ușor la credite sau la sume mai mari. Cu cât încadrarea va fi mai mare, cu atât implicit va fi mai ușor să cumpere și vor atârna sau vor face presiune asupra prețurilor. Să încheiem cu acest capitol, creditele imobiliare, să trecem la un alt tip de card cu foarte multe capcane. Foarte mulți români au căzut în această capcană. Este vorba despre cardul de credit. Am un card de debit. Mai vreau un card de credit? Putem să-l... Este la fel de periculos ca și creditul de nevoi personale sau este mult mai periculos acest card de debit? Toate băncile ne oferă acum card de debit. Aveți un cont, dar nu vreți și un card de debit, un card de credit. Să ne ferim de acest card de credit sau să-l utilizăm cu cap? Este foarte bun dacă-l utilizăm cu cap. Ați spus exact ceea ce trebuia. Așa cum
produsul ipotecar rezolvă o necesitate a clientului pentru a-și cumpăra casa, produsul de nevoi personale fără garanție îi dă un disponibil bănesc imediat cu care face ceea ce își dorește fără să înștiințeze niciun fel banca vis-a-vis de folosirea banilor, așa și acest card de credit are utilitatea lui. Numai că ce am observat la noi e faptul că nu e folosit așa cum trebuie. El este util pentru cumpărături și atât, și ar trebui să fie util să te duci să cumperi, eventual doar în momentele când mai ai câteva zile până la salariu și ai nevoie musai, exact, ai nevoie musai de acele cumpărături. Deci cumperi de pe card, intri în acea descoperire, dar ea se acoperă imediat la câteva zile sau eu știu la câteva săptămâni în momentul în care îți intră salariu. În schimb, am observat și sunt foarte mulți români în acest moment care merg cu cardul descoperit la maxim, care și, poate însemna și nu se mai acoperă niciodată. Practic, exact, sau... exact. Nu se acoperă niciodată pentru că le intră, ei deja au consumat banii de acolo, cardul e gol, trebuie să plătească acea rată lunară minimă plus dobânda și din salariul care le vine ei își plătesc rata, iar restul consumă pentru existența zilnică. Deci e clar că ei nu își vor închide cardul în câteva zile cum ar trebui, îl țin deschis și plătesc dobânzi foarte mari, 25-30%. Ajung condiții... și la, până la 50% chiar. Exact, în funcție, eu am vorbit de cardurile mai bune. Mai bune. Nu, dacă e să le luăm și pe cele cu dobânzi extraordinar de mari, e clar că un client care îl folosește și greșit nu face decât să plătească poate de 2-3 ori mai mult decât pe produsul de care de fapt ar fi avut nevoie. Acela de nevoi personale fără garanție. Așadar, este mai bun un credit de nevoi personale pentru cumpărături, să spunem, electrocasnice, cumpărături care îți acoperă mai mult de jumătate din salariu. Să optezi pentru un credit de nevoi personale sau creditul din magazin. Acela este un soi de credit de nevoi personale? Da, numai că e cumva un produs între cardul de credit și creditul de consum din bancă, deoarece are o dobândă aproape la fel de mare ca și la card și asta datorită clienților care iau sume mici, adică când vorbim de 2.000, de 3.000 de RON luați pentru a-și achiziționa o plasmă, e clar că riscul pentru creditor e destul de mare și atunci își pune niște dobânzi mari pentru a acoperi acest risc. Ideal ar fi pentru clienți, sau mă rog, pentru clienții care au carduri și au intrat în ele până la fund, să zic așa, și nu reușesc să înapoieze banii, e bine să le refinanțeze cu un credit de nevoi personale fără garanție, acel credit de consum, astfel încât să plătească o dobândă mai mică. Să și le șaloneze pe o perioadă în care consideră că pot să ramburseze toată datoria și în felul acesta vor minimiza dobândă.